Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nu uitați să dați like! Secrete de familie, episodul 44. Gul, Cinar și restul i-au bătut pe Serdar, apoi l-au lăsat cu Merdan înainte de a se întoarce acasă. Merdan le spune că Serdar este în regulă pentru a nu-i speria, dar nu trece mult timp până când află că acesta a murit. În timp ce Ilgaz încearcă să descopere cine l-a ucis pe Serdar, Ceylin se găsește față în față cu Deria într-o anchetă. Deria își lasă prietenia la o parte și nu tolerează modul ei de a lucra. Pe de altă parte, Ceylin nu poate înțelege comportamentul ciudat al familiei sale, în special al lui Aylin. Haluk îi oferă lui Yekta un spațiu pentru noul său cabinet de avocatură. Îi spune să lucreze doar pentru el și să se confrunte cu Ilgaz și ceilalți în toate procesele lor și să le tulbure liniștea. Yekta se ocupă de cazul lui Serdar și sugerează că tinerii ar trebui să fie pe lista suspecților. Ilgaz și Eren le iau declarațiile fără să se gândească că ar putea fi implicați în moartea lui. Ei convin să spună că toți au fost acasă la Gul în acea zi și au pregătit masa împreună. Merdan găsește pe cineva să-și asume vina, dar Ilgaz și Eren își dau seama că omul minte. Cu informațiile obținute de la Turgut Ali, Pars vrea să afle dacă Rafet este spionul. Yekta are și el un plan împotriva lui Pars și dezvăluie presei relația interzisă dintre el și Deria. Osman a fost împușcat de Serdar, iar familia lui Ceylin încearcă să-i trateze rana acasă pentru că nu îl pot duce la spital. Pe măsură ce starea lui se înrăutățește din cauza infecției, Merdan o trimite pe Aiten să-l trateze. Aylin merge la farmacie să cumpere lucrurile necesare, iar Ceylin o urmărește, descoperind că Osman este rănit în casă. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.